Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt PACA și astăzi v-am întrebat despre ce vreți să discutăm, iar răspunsul final a fost cam așa. Așa că o să discutăm despre o temă care pe mine m-a bântuit ani de zile, din generală sau ba chiar grădiniță până și la facultate, și anume profesorii. Și nu orice fel de profesori, dar în special ăia de căcat, de la proful de mate comunist, ce nici la baie nu te lasă să mergi până nu faci pe tine, până la profa de română, ce urlă constant fără ca măcar să știi de ce, și mai important, cum dracu să o oprești. Așa că luați-vă popcornul în brațe și hai să vedem de ce profesorii din România sunt de căcat. Și da, știu că trebuie să postez asta joi, adică ieri, dar nu mai plânge și bucură-te că măcar a apărut. Haida! Ei bine, asta este o întrebare ce a fost întrebată încă de pe vremea lui Columb și încă de pe când Iliescu era încă tânăr. De ce profesorii sunt de căcat? De ce se comportă așa cu noi? Ce naiba le-am făcut noi, cei mai scumpi și drăguți copii din istorie, acestor fosile gata să se descompună? Ei bine, haide mai întâi să recunoaștem amândoi că, în primul rând, nu toți profii sunt de căcat. Sau cel puțin nu toți sunt... fosile. O să vedem mai încolo diferența dintre un prof bun și unul nașpa, dar pentru moment trebuie doar să știm că există și mai bine. Nu doar asta. Bun, dar totuși, ce îi face să fie așa de căcat cu noi? Adică, o fi sistemul de vină, o fi elevul... Practic e un fel de combinație, un fel de două feluri între cele două, un cerc vicios. Am explicat mai in-depth în alte două videouri de ce școala din România e de căcat, le aveți pe ecran dacă vreți să apăsați pe ele, dar de data asta vorbim strict de profi. Ei bine, vezi tu, majoritatea profilor sunt prost plătiți. Asta ar spune unii. Ceea ce este mai mult sau mai puțin adevărat, considerând că se sustrag și prin meditații și sporuri cu libere, plus vechime în învățământ, bla bla bla, dar eu nu sunt de acord totuși cu ideea că dacă salariul e de căcat și ei implicit trebuie să fie la fel de căcat. Nu este corect. Uite aici o lecție de la mine către aceste personaje. Când devii profesor, nu îți este suficient să cunoști o materie ca să poți să o și predai. Pedagogia din spatele materiei reprezintă sau cel puțin ar trebui să reprezinte o bucată substanțială din ce ar trebui ca tu să faci pe lângă a arunca cu materie fără niciun sens în niște copii fără nicio vină. Ce înseamnă asta? Ei bine, un exemplu concret ar fi, să zicem că eu știu fizică cuantică. Presupune, merg la niște copii din clasa 5-a și arunc în ei cu definiții și termeni de nici cucu nu știe să le înțeleagă și după îi pun să învețe motamo exact ce căcat am scos eu pe gură. Da, probabil ai pățit-o și tu, poate nu chiar cu fizica cuantică, dar pe le mea, spuneți voi cum vor reacționa elevii la un asemenea tratament. Ding, ding, ding! Corect! Copiii o să fie frustrați și odată cu ei și profesorul că, vai doamne, copiii din ziua de azi nu mai învață nimic pentru că, bă, pulă, tu nu vrei să-i înveți, tu vrei să-i faci saci de gunoi în care să-ți arunci tu materia. Atât! E o vorbă care ar trebui să fie tatuată pe subploabele profesorilor de la fratele meu, Lil Einstein, care spune că dacă nu știi să explici ceva într-un mod simplu, înseamnă că nu îl înțelegi destul de bine. Și dacă materia pe care o predai se poate compara cu un falafel, cu un kebab sau cu o shaorma plină cu de toate, plină cu materie de tot căcatul făcută la minut în cantități uriașe, ei bine, pretenași să-i greși meseria, pentru că ce faci tu se pretează mai bine și probabil și plătește mai bine la o shaormerie ceva, dar în nici un caz la școală. Dar când am plecat în lume, ajung un parosan bogat și fericit, însă bănuțul nu s-ar da.
Bun, acum că avem definiția unui profesor de căcat, întrebarea următoare ar fi, atunci cum arată un profesor mai puțin de căcat? Un profesor care chiar te învață ceva? Un profesor care nu vine frustrat de acasă să-și verse nervii pe cine nu i se poate împotrivi? O, păi, vezi tu, specimene de genul sunt mai rare cei drept, dar există. Știu, minune, wow, dar chiar există. Va trebui să mă credeți pe cuvânt și care e diferența dintre cei doi? Păi, ia să vedem. Tot? Programa e la fel și ce predau ambii se aseamănă, dar felul în care o fac și temele pe care le dau, dacă le dau, sau până și modul în care intră pe ușă și vorbesc, felul în care nu te fac să te simți ca într-o închisoare când începe ora lor și modul în care nu pun presiune pe tine să bagi în cap tot felul de nonsensuri, ei bine, ăsta e un profșmen, un prof, așa zis, bun. Și legat de vârstă, dacă vă întrebați, e adevărat că dacă găsești un profesor, să-i spunem moș, ăia sunt de obicei blocați în ideologii învechite și poți să-i numești și așa zici comuniști. Dar nu este o regulă bătută în cuie, pentru că eu pe pielea mea am pățit să am profi bătrâni, foarte bătrâni, dar și foarte de treabă, frate, cu virgulă, care, chiar aveai ce vorbi, dar în spectrul celălalt și profi țânci, tinerei, care din dorința probabil de a se integra printre acele fosile, deveniau și ei de căcat. Nu știu de ce ar vrea să facă asta, mai ales într-un mod intenționat, dar hei, eu nu sunt ei și sincer, ce nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată, atât la alți oameni, dar aplicabil și la prof sau părinți, spre exemplu, băpulă. E o vorbă așa de veche. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică dacă tu când erai mic aveai prof de căcat sau dacă ai fost abuzat într-un fel sau altul, pentru că eu sigur am fost, am rămas de la corigent până la trimis în biroul directorului să dau explicații și multe alte chestii pe care nu am să le discut acum, dar de ce dracu să devii ce ai urât cel mai mult în viață? Dacă cineva e de căcat cu tine, fii tu ăla ca lumea, fii tu ăla care să spună nu, fii tu ăla care să schimbe ceva. Pentru mine cel puțin a mers de fiecare fucking dată. Știu că uneori e greu să fii tu ăla deștept printre proști, dar încearcă pentru mine măcar, ok? Ok, boss! Ce plăcea să o facem lată? Asta mi-era boala. Unde n-ajungea vreodată? Asta era școala. Și acum, pentru un final glorios, o să vă ofer ceva mai personal și anume o să vă arăt toate tipurile de profesori pe care eu i-am întâlnit de-a lungul vieții mele și pe care i-am ținut minte și probabil nu o să-i uit niciodată, dând în coșmaruri și până în zilele de astăzi. Și dacă cumva proful de fizică mă aude, frate, nu eu am vărsat căcatul ăla de cola în spate, a fost George, ok? Dacă cineva trebuia să fie corigent între noi doi, ăla era el, futus morții mătii, George. Proful beat. La mine era ăla de muzică, futăl, Dumnezeu, care venea, se punea pe scaun, efectiv nu știu ce pula mea zicea, dar pleca într-un sfert de oră sau pica pe sumasă. Proful religios. Aia dă bio. Femeia vieții mele, care ne zicea că Pokemonii, ascultați bine, Pokemonii sunt armele anticristului și că ea nu putea să facă copii înainte și după aia a reușit să facă copii când s-a rugat la sfinți și ai de pula mea. Proful bișnițar. Ăla de sport, care ne tot întreba ce telefoane avem și cât ar costa ele la manetă. Adică știți foarte bine, gen, atunci la sport pe noi ne punea să punem telefoanele și chestiile într-o cutie. El lua cutia și ce se întâmpla cu cutia, nu știu, dar eu nu mi-am pus niciodată telefonul acolo. Proful nebun. Ăla de psihologie, care tot bătea din palme și uita ce pula mea zicea. De fiecare dată începea o discuție, bătea din palme și uita ce a zis. Și când urca scările, număra fiecare treaptă, iar dacă pierdea numărătoarea, nu, se ducea înapoi jos și o lua de la capăt. Ce dracu, mă! Proful care plânge fără sens. Aia de franceză, care dacă auzea și cel mai mic începea să plângă că, vai doamne, nu suntem atenți la materia ei și da, sigur.
Proful castravete murat. Aia de tehnologie care nici măcar până în ziua de astăzi nu știu cum dracu se ridică din pat la cum arată. Sau mai bine spus, de ce mai vii la școală, fă? Cimitirul e mult mai aproape. Proful gay. Și totodată care își ia materia inutilă prea în serios, proful de desen la noi era, ne spunea să luăm atâtea căcaturi pentru așa numitul desen, ținând că eu eram la mate info intensiv și eu tocmai iubind desenul, ne punea să luăm toate felul de creioane, de foi, de și am cumpărat mai mult la desen decât am cumpărat toate restul materiilor combinate. Și uite un desen care l-am făcut eu. Profa care urlă și nu știi ce dracu spune. În cazul meu, tot aia de franceză pică în această categorie. Atunci când nu plângea, urla de nețiuiau urechile în morții, că vai doamne, iarăși nu ne păsa de materia ei. Așa sigur o să reușești să ne faci curioși să mor eu. Cu cât urli mai tare, cu atât te uzi mai bine, nu-i așa? Proful invizibil. Ăla de muzică, din nou, ăla de muzică cu adevărat, care dacă nu venea beat, nu trecea deloc pe la școală sau random, venea primele 5 minute și ne dădea drumul acasă. Îl iubeam pe omul ăla. Proful sictirit. Mamă, aia de română. Era șmen rău, venea așa posomorâtă de zici că făcea reclamă la necaz, dar a știu glume bune. Dar bă, era perfect în rolul ăsta, că noi fiind mate info, pula știa diferența dintre ion, substantiv și adjectiv. Bine, nici chiar așa, dar înțelegeți voi. Și când mă întreba pe mine chestii sau de exemplu de temă, pur și simplu îi ziceam că nu știu, doamna. Și mă lăsa în pace să desenez în continuare. Și, bonus, am și scris poezii pentru ea. A, și când a zis că nu iau bacul la română, muie că cea mai mare nota a mea în bac a fost la română. Pup la portofel, doamna. Proful microbist. Proful nostru de geogra ne dădea puncte bonus. Ascultați-ne, ne dădea puncte bonus dacă Steaua câștiga gen în jurul testului. Deci dacă Steaua câștiga cu o zi înainte de test sau gen când le corecta el, ne dădea puncte bonus. Și aveam și un dinamovist în clasă și pe care gen mereu lua la pulă pentru asta și dădea puncte în minus, își bătea joc de el cât de mult putea. Nu știu, lua peste picior doar pentru că era dinamovist. Ceea ce cred că a făcut destul de bine. Proful fumat ca lumea. Nu am avut așa ceva, dar mi-aș fi dorit să vină ăla la catedră și să facă ceva gen Dumitru în picioare. Ce-am avut pentru azi? Păi aveam temă de la pagina 31 de la Alabe. Taci dracu, că nu știu ce pula mea zici, dar îmi place. Și ăsta a fost și clipul din această joi minunată, vineri. Da, știu, ho, nu te impacienta. Sper că v-a plăcut, nu uita să vă abonați ca să deveniți parte din legiune. Un like și toate cele, iar mai jos în comentarii vreau să-mi scrieți voi ce tipuri de prof ați mai întâlnit, de care eu n-am mai auzit până acum, dar eu am fost alpaca și tocmai v-ați luat doza de haș. Să nu mai facem ghizbe de astea că murim. Ne vedem joia viitoare, eu vă iubesc și la 3, ca de obicei. 1, 2, 3. Respect! Ara, și ca și random fact, ceau tuturor care au venit la Laser Tag Sinaia sâmbăta trecută. Uite aici un darageu zâmbind și o să vă anunț pe Instagram dacă mai mergem pe acolo. Plus că am luat locul 1, bă, forța, legiunea, locul 1. Ok, hai că dispar și eu. Ne vedem săptămâna viitoare, vă pup încă o dată. Și o fată care a scris la lucrarea ei de la română despre mine, sau practic despre noi, legiune. Te iubesc. Ce să facem lată? Asta mi-era boala.